Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai primește cineva telefon mobil de la angajator în anul ăsta, 2023? Mai știți pe cineva care primește telefoane mobile și abonament, cu tot cu abonament se mai dau? Habar n-am. Și eu n-am mai avut... Mă rog, în fine, nu vorbesc despre mine aici. Legea prin care guvernul crește taxele, impozitele și contribuțiile în economia privată cuprinde și câteva măsuri timide ce privesc cheltuielile statului. Și una dintre aceste măsuri ne dă o idee despre cât de mare este una din aceste cheltuieli în bani publici. Așadar, la intrarea în vigoare a acestei legi, dacă trece la CCR, o să vedem. Există o contestație făcută acolo și am senzația că sunt niște mici probleme. Dar, dacă intră în vigoare, nu vor mai putea fi cumpărate telefoane mobile din bani publici mai scumpe de 500 de lei. Deci a spart. 500 de lei. Ce telefon mai e la 500 de lei? Dă de la cu disc? Băi, cred că sunt oferte. Dacă îți faci abonament, am senzația că sunt telefoane care se dau gratuit. Nu se dau gratuit, că sunt trecute într-un abonament. Nu sunt chiar gratuit. Adică da, le adică se văd pe factură, sub o formă sau alta, tot în bani. Nu sunt gratuit. Cred că dacă îți încheie un abonament, dacă faci abonament, poți să primești de 500 de lei și un telefon rezonabil. Nu cred că primești ultimul tip de iPhone. Sau de Samsung, poftim. Nu. Zic. De asemenea, plafonul pentru abonamente va fi 35 de leuți. Asta înseamnă 7 euro. Ce? Da, este foarte bun. Dacă mă uit pe ce am eu, Luca, ia vezi tu ce abonament ai. Că te văd cu minte acolo. Eu am un abonament mic. Așa, cât? 5-6 euro. Ai văzut? Da, uite, ne scrie cineva că, de exemplu, în vânzări, cam toți angajații au telefoane de la angajat. Asta voiam să zic, că depinde pe ce post ești angajat. Că dacă ești pe un post în care dai multe, multe, multe telefoane, se justifică un telefon de serviciu. Uh-huh. Dar dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, atunci... Deci, plafonul cu de abonamente 35 de lei, cu excepții, prevederea nu se aplică angajaților din poliție, armată, ambulanță, serviciile de urgență, ceea ce are logică. Bravo! Dar, bun, sigur, agenții de vânzări de la, care lucrează la stat, cred că ei au telefoanele lor bine criptate. Nu cred că agenții de vânzări de la stat vor telefon de la angajator. Dar întrebarea e de ce ar avea nevoie toți ceilalți de telefoane mobile și abonamente plătite de stat. Adică, oare de câte ori o fi chemată de urgență la birou în afara orelor de program doamna de la arhivă de la Ministerul Familiei? Mă întreb. Dau un exemplu, nici nu știu dacă există arhivă la Ministerul Familiei, dar nu poți să folosești propriul tău telefon pentru asta? Plus că dacă nu ești în timpul programului, nu cred că mai răspunzi. E adevărat și asta. Acum depinde dacă... Da, teoretic, orice telefon dai în interes de serviciu ar trebui decontat cumva. Da. Revenind, publicația de fapt.ro a calculat că prevederile privind plafonarea abonamentelor la 35 de lei se aplică la 160.000 de abonamente din sistemul public și economia ar fi de 37 de milioane de lei. 160.000 de abonamente, te întreb cât or fi cu totul. Gaura la buget este de 45 de miliarde de lei. În sectorul bugetar se cumpără aproximativ 50.000 de telefoane mobile anual. A descoperit... publicația de fapt.ro, costul mediu 1000 de lei. Deci vezi că se poate, prețul mediu al abonamentului 100 de lei. 100 de lei? Păi da, da, vezi, are dreptate, George. Băi, cu 100 de lei îți iei un super abonament. Asta zic, și în el sunt disimulate telefoanele. Mm. Între timp, la primăria sectorului 3 se organizează o achiziție publică de telefoane și abonamente pentru cei interesați. Dacă are cineva de vândut 300 de telefoane iPhone de ultimă generație, poate să se adreseze la primăria sectorului 3, care cumpără Titanium? Și abonamente. Dar trebuie să fie Pro sau Pro Max? Nu știu. Nu știu, prețul total 5,6 milioane de lei fără TVA. Pentru aceste 300 de telefoane vor urma să ajungă la Direcțiile Generale de Asistență Socială, Poliție Locale, Taxe și Impozite Locale și Evidența Persoanelor. Deci, pentru evidența persoanelor, vor putea fi date telefoane în interes de serviciu de pe ultimul model de iPhone 15, după ce se termină achiziția, care sigur va mai dura un timp. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.